Bună ziua, oameni buni! Uitați ce vreme astăzi! Vreme de iarnă, în toată regula, frig. N-avem ce face. Asta e vremea noastră pe care trebuie să o acceptăm așa cum e. Se vede și iarba cum a început să coțească și zăpada acum o să distrugă și copacii. Și iarba toate o să le dau de mâncare la găini. Acum nu ți-ți dau de mâncare, du-te. Acum nu ți-ți dau, ție mai târziu mâncare caldă. Nu se îngrămădesc, înseamnă că nu-i foame. Totuși se strâng și bibilicii. Sunt unii care nici nu vin la mâncare pentru că nu de mult i-am închis pe bibilici, le-am tăiat aripile ca să nu zboare, că altfel zboară. Cred că ăsta e cocoș, pentru că se are gâtul așa mai roșu, mai roșcat. Uite și el să munce, până la urmă. Racile și așteaptă rândul, le-am pus acolo înăuntru ca să mânce, pentru că aici ar fi noroi în curtea unde țin găinile, e noroi și apă și mizerie. Bine că am putut să-i închid separat, pentru că altfel ar fi urât toată curtea. Așa pot să țin o parte verde din curte. N-am ce face, vin iarna asta, o trebuie să aprind focul, nu știu dacă se vede hornul, fumul, nu cred că se vede fumul. Am dat drumul la cazan ca să încăzească casa, că ieri doar un foc a fost și s-a simțit un pic că nu-i foc. Așa că trebuie să amân lucrarea de pe teritoriul unde vreau să fac căsuța de pe Mureș sau căsuța voinicului sau știu eu ce o să fie, mai vedem. Și astăzi, pentru că e o vreme așa de urâtă, ninge și arată foarte urât vremea, o să facem ce trebuie să facem. Așteptat timpul probabil. Avem și o varză care a trecut, a iernat aici, a trecut iarna aici. Uitați, încă nu putem să o punem în afară, în grădina noastră, pentru că nu e vremea care trebuie. Nu știu dacă se vede pe camera cum ninge. Da. Avem și flori foarte frumoase și sus la etaj iarăși, dar vă arăt în bucătărie. Vă arăt în bucătărie ce facem.
Am scos câteva pachete de untură de, ca să facem jumări, pentru că noi iarna nu obișnuiam să topim toată grăsimea pentru jumări. Și acum am ales ca să facem lucrul ăsta și din untura care a ieșit vrem să confiem cârnați. Unde mai aici sunt cârnații pe care vrem să-i confiem și vă arăt cum. Dacă dumneavoastră aveți o rețetă mai bună de confiat cârnații, vă rog să îmi scrieți în comentarii cum obișnuiați să faceți voi. Noi nu... a fost o vreme când am fript în untură carne și cârnați și am pus la garniță, dar nu ne place. Nu ne place și atunci am decis ca să-i confiem. Cineva ne-a dat rețeta aici vecin și o să încercăm cu câțiva cârnați aici. Proaspeți, cât sunt proaspeți, nu putem să-i mâncăm, că doar nu putem să mâncăm numai cârnați. Și atunci acum încercăm să-i confiem și să mâncăm mai târziu când să avem roșii în grădină. Și slănina, ce ne-a mai rămas, vrem să-i punem la congelator. Vedem cum arată slănina după, nu știu, 3 luni de zile. Am vândut vreo 30 de kilograme, deci era un porc foarte mare de peste 350 de kilograme. Vedem cum arată slănina noastră și am vândut cam 30 de kilograme și asta ne-a rămas doar pentru noi, pentru familia noastră, să ne ajungă până când vom tăia porcul celălalt în iarnă și asta o să punem în folie și așa o să punem la congelator ca să stea acolo așa proaspăt și cât ne trebuie o bucățică, scoatem o bucățică și punem la frigider. O să vă arăt cum confiem cărații și chiar vă rog ca să scrieți comentarii dumneavoastră în, nu știu, diferite părți ale țării sau peste hotare, cum obișnuiați să faceți confiatul cârnaților. Nu la garniță, la garniță nu mai, nu ne place. O trebuie să dăm la alții ca să mănânce din garniță, că pe nou nu ne-a plăcut. Așa că toată carnea, încă în iarnă, când după tăiatul porcului, am pus în congelator și ce a fost la fum, acum punem la confiat și slănina la congelator. Uitați jumările cum arată, am pus sare peste el, o minunăție. Parcă acum am tăiat porcul, așa ținem la congelator și mai avem încă o tură de topit, dar mai târziu acolo, undeva mai. Uitați, am tăiat cârnații și așa o să procedăm, că avem untura care s-a topit aici și putem să ajungă la punctul de fierbere. O să torn peste acest vas, avem un vas aici plin cu cârnați. Și o să pun niște piperi boabe și nu știu dacă e bine să pun și foi de dafin, dar nu o să pun, dar aștept comentariile dumneavoastră. Dumneavoastră cum ați face sau cum vedeți lucrul acesta. Acum confiem prima dată cârnați să vedem cum o să iasă și dacă o să iasă bine o să procedăm la fel anul viitor. O să revenim. Vedeam că aici am pregătit lucrurile. Punem așa o linguriță de piper boabe, că asta nu strică 100%. Și torn peste untura foarte, foarte fierbinte.
Bine, sunt acoperări de tot lunații. Așa mi-a dat cineva rețeta că o să fie așa foarte bun. Și când o să răcească, o să punem la cămară, acoperit sigur cu un capac. Că să vă abonați, mulțumesc celor care s-au abonat, vă rog să vă reabonați cei care s-au dezabonat și să vă mai abonați ca să putem înaintea cu proiectul ce o să-l fac pe teritoriul Căsuța de pe Mureș sau de lângă Mureș sau Căsuța Voinicului. Mi-a venit un comentariu din ăsta. O să îi dăm numele care vreți, nu mai vreau mai multe comentarii și atunci așa o să fac. Mulțumesc, mult respect, aveți grijă de dumneavoastră și la bună vedere!